și în seara aceasta la întâlnirea de bucurie și de miluință a Bisericii. Aleluia! Cu parte dintre voi suntem foarte cunoscuți, ne-am întâlnit la diferite seminarii, aici prin Anglia sau prin alte părți, ne bucurăm să fim în numărul acesta și în cer toți. Amin! Și așa cum cântau fetele astea, să putem să zburăm spre cer. Consider că pentru comunitatea voastră este o zi de biruință, așa cum spunea și fratele Cusă. Glorie Domnului! Aleluia! După multe sfaturi, după multe încercări, după multă muncă, în mod deosebit a fratelui Costică, și nu trebuie să uităm nici pe fratele Nicu Cotleț, care nu a putut să vină, care un alt eveniment tot de atât de important l-a plătat, dar cel puțin acești frați au muncit foarte mult ca să aducă aici. Și să stârnească în voi dorința de învățare și dorința de carte. Dacă în copilărie făceați alergie de la carte, uitați-vă că acum, la vârsta maturității, nu ne mai lăsați în pace și tot trebuie să venim în Anglia să vă învățăm. Asta este o biruință. Dar în spatele acestei biruințe noi știm că sunt niște martiri și niște oameni al lui Dumnezeu care au luptat și încă luptă. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Costică, mă cunoștiți și pe fratele Nicu Cotleț, care s-a ocupat în mod deosebit. Să mă binecuvinteze Domnul și pe mine. Măcar în final am încercat să fac și eu ceva. Și mă bucur personal, vă spun sincer, că am o împlinire în inima mea pentru biruință. Pentru că, fiind fratele Nicu bolnav, o trebuie să organizez eu adunări generale, ședințe și nu a fost ușor. Dar acum putem să spunem că Domnul ne-a scos biruitori. Astăzi, urmărăm în slujba de păstor pe fratele Bunul Francisco. Săptămâna viitoare la Nancy promovăm pe fratele Toader Severin și într-un viitor apropiat pe fratele Tănase Aurel și pe urmă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat pe alții. Aleluia. Cum va fi voia Domnului? Și cum va fi și voia voastră? Pentru că de multe ori cărările Domnului sunt încrucișate de voia voastră. Este o zi de biruință pentru fratele Francisco. O trecut prin atâtea examene, așa cum spunea fratele, prin atâtea examene care le-au început în țară, le-au mai dat și aici. O terminat seminarul la noi, i-a dat cu drag diploma. Apoi au început examenul pentru slujirea ca păstor. Au dat un examen social, sau un test social, am putea să spunem, la acea adunare generală, când am făcut un proces verbal și frații, surorile, au acceptat ca fratele Francisco să fie păstor. Să nu credeți că n-a avut emoții, l-am simțit la nivel de inimă. Probabil și soția dânsului a avut emoții. Dacă îi dau votul sau nu îi dau votul. Că la voi se poate întâmpla orice. Și a fost cu biruință. Slavă Domnului! A fost pe urmă testul teologic. La București, la cei mari, cu epoleți mari, generalii noștri. Și fratele Francisco a mers acolo la examen. A dat examenul teologic scris și examenul teologic oral în fața celor mari. Slăviți să fie Domnul, cunoscut biruitor și acolo. Și astăzi începe un alt test, și anume testul slujirii, care nu termină decât în prima seară de privire. Atunci termină. Până atunci, în fiecare zi, ai tot examenul.
Să nu începem prima seară, tu ai să stai liniștit, eu știu să câine și o să cânte, dar... Dar până atunci este testul slujirii. Începe de acum, tu ești obișnuit cu testul acesta, ai slujit ca diacon, ai slujit ca presbiter, dar slujirea de păstor implică multe lucruri. Noi, ca și comunitate de Suceava, ne bucurăm că am putut să ajungem la un consens și la această biruință, să putem să avem slujitori de rândul vostru și rădăjdim că lucrurile se vor rezolva mult mai ușor cu ajutorul acestor slujitori care ați promovat voi în mijlocul vostru. Și ne rugăm ca Domnul să dea autoritate în slujire. Amin. Și Domnul să dea lumină și înțelegere și răbdare și Doamne ajută. Amin. Vreau trebuie să când din textul care s-a citit deja spunea care sunt cerințele impuse de acest text, eu aș vrea să am trei gânduri pentru voi toți și în mod special pentru fratele Francisco. Văd aici în sală câțiva frați cu care noi am discutat dimineața câteva ore despre calitatea de slujitor și care sunt pericolele și care sunt acele monezi care trebuie să plătească un slujitor. Am vrea să uitându-ne în textul care s-a citit din 1 Petru, în primul rând aș vrea să vedem care sunt cerințele păstorului vis-a-vis de turmă. Pentru că niciodată nu pune un păstor fără turmă. Nu există păstor fără turmă. Un păstor care va sluji după voia lui Dumnezeu, va fi acel păstor care tot timpul va căuta binele turmei și nu binele lui. Și Doamne ajută la aceasta. Deci, păstorul este interesat nu de binele lui, ci totdeauna de binele turmei. Asta însemnând că nu face lucrarea ale hamete, ci o face cu pasiune, cu drag, pentru că iubește turma. Și mă rog ca Domnul să-i ajute aceasta. Turmă mică sau o turmă mare, căutăm binele turmei. Păstorul nostru cel mare și bun despre care spune Sfântul Apostol Petru, ne duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Asta înseamnă caută interesul turmei. Tot timpul nu la culcuș bun pentru păstor, ci la pășun vers. Tot timpul hrană proaspătă. Asta însemnând că n-ai terminat cu Biblia și cu cartea. Iar mai mult, că ăștia nu vor conserve, că ăștia vor hrană proaspătă. Pășun vers înseamnă nu predici învățate de la nu știu ce, ci hrană proaspătă. Și ape de odihnă, știți ce înseamnă? Să elimini orice conflict dintre frați. Să aduci odihnă în biserică. Ape de odihnă. Să se termine cu conflictele. Și să fie liniște. Să se îndepărteze dușmanii și să se lase ca turma să crească în pășunveți și ape de odihnă. Amin. În al doilea rând, un păstor care este responsabil de turmă, un păstor competent, mă refer, nu e acela care descoperă probleme, ci acela care are soluții la probleme. Asta e păstorul. Păstorul care are soluții la probleme. O mămică care vrea să-și crească pruncii cu drag și frică de Dumnezeu și consideră că acei prunci i-au primit ca dar și ca răsplătire de la Domnul,
Atunci când frigiderul este gol, nu e nicio minune să spui la copil, n-am ce-ți da de mâncare că frigiderul e gol. Ci o mămică competentă, știi ce spune? Caută soluții pentru a rezolva hrana copiilor. E adevărat? Nu îi ajută cu nimic pe copii că spui că se termina mâncare. Nu îi ajută cu nimic. Ci pe ei interesează soluția. Un păstor care nu se păstorește pe el, ci păstorește tot. Și care are pasiune pentru turmă și nu ia ca pe un lucru de apucat și ca unul care i-a crezut la împărțeală, tot timpul în orice problemă, eu nu spun că nu va fi problemă. Vor fi probleme. Dar orice problemă apare, păstorul are soluție. Și mă rog ca Domnul să-i dea înțelepciune, începere, dare, pasiune, pentru a găsi cea mai bună soluție. Și în al treilea rând, un păstor care vrea să păstorească turma, nu vede obstacolele numai, ci tot timpul urmărește obiectivele. Până să ajungem la ape de odihnă, până să ajungem la pășuni verzi, până să ajungem în cer, e cale lungă. Obstacole vor fi multe, dar păstorul urmărește obiectivul. Știți care e obiectivul? Care vrea ce să fie? Să duci turma asta în cer. Noi de la filială nu avem alte responsabilități să vă punem pe spate. Dar una care o dă Dumnezeu mie și tuturor slujitorilor. Să ducem pe cei care îi păstorim și să-i ducem în cer. Asta e obiectivul lui Dumnezeu și obiectivul nostru ca și slujitor. Obstacole sunt și-or fi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să mă întâlnesc. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim aceste cerințe. Dar vă mai spun ceva. Aceste cerințe le va putea primi fratele Francisco doar cu ajutorul nostru. Că spune și Domnul că sunt multe oi care se pierd și nu-i vinovat numai păstorul. Știți că puținile oi care le-a avut Domnul nostru Iisus Hristos, 12 oi, voi spuneți mai multe 12. Din 12 s-au pierdut una, nu că păstorul a fost rău, n-a fost în lumea aceasta, nici un păstor mai bun ca Domnul Iisus Hristos. El este păstorul desăvârșit, care a călcat pe planeta Pământ. N-a fost unul mai bun ca el. Și totuși o oaie s-a rătăcit. Nu pentru că a fost incompetent păstorul, sau nu știu să predice, sau nu știu să negocieze cu ei. Ci datorită faptului că sunt și oi de astea care sunt sălbăticite. Asta trebuie să spunem și asta. Mă rog ca Dumnezeu să ajute. Să vă ajute și pe voi să rămâneți în tot. Să rămâneți sub autoritatea Domnului. Autoritatea Domnului să fie peste ea. Soră, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere. Mi-aduc aminte când am fost ordinat ca păstor și soția mea era cu mine. Acum mai am. Soția mea a fost bună și ce? Acum, oricât te vei vopsi, nu dacă e voie la voi la vopsit, nu știu, dar la mine soția mea este altă. Nu mai este. Și asta nu datorită bucuriilor în care am făcut ăia de turn. Și datorită altor. Mă bucur că aveți curajul să zâmbiți. Mă bucur că aveți curajul să vă așezați, așa cum spunea fratele Costică, în spatele păstorului și să sfârșiți. Să ne ajute.